E tristețe fără margini la Izvârna, în Mehedin, satul unde s-a născut interpretul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian, cel care s-a stins sâmbătă seară în spitalul din Reșița. Vestea pierderii uneia dintre cele mai importante personalități a locului, care a dus numele comunității peste tot în România, a căzut ca un trăsnet. Localnicilor nici acum nu le vine să creadă. La casa în care s-a născut îndrăgitul solist, sătenii au adus lumânări, iar la biserica din sat au fost trase clopotele atânguire în amintirea maestrului. Plânge satul după el, plânge toată lumea asta. Acum nu se mai aude, nu se mai vede. Plângem cu toții, totul plânge în jur. Născută într-un sat vecin celui în care Petrică Mâțu Stoian a văzut lumina zilei, Niculina Stoican spune că a cunoscut celebritatea împreună cu acesta. Au împărțit mulți ani scena cu duete memorabile, iar vestea morții artistului a devastat-o. El este iubit. Toată lumea îl iubește și iubirea asta va rămâne veșnică și se va putea perpetua de la o generație la alta prin cântecele pe care le lasă. Pentru mine este altceva, pentru că cumva eu am început odată cu el. Noi nu trebuia să ne vedem în fiecare zi ca să... sau să ne spunem vorbe mărețe ca să, să ne arătăm prețuirea unul față de celălalt. Ați putut avea împreună în lumea aceasta frumoasă a muzicii, ați împărțit atât de multe lucruri frumoase. Da, la un moment dat am împărțit și scena împreună și glasurile le-am împărțit și... și cântecele și îmi amintesc cum învățam cântece și câte știam. Îmi amintesc că duceam la evenimente și dacă eram amândoi la un eveniment, cântam efectiv împreună. La Izverna, locul în care munții au auzit pentru prima dată glasul maestrului cântând la păscutul oilor, vestea morții lui Petrică Mâțu Stoian a adus o mare de lacrimi în ochii localnicilor. Vecinele au venit să pună lumânări în fața casei unde s-a născut artistul și îi plâng dispariția prematură. Mama mea a fost cu mama lui aici. Ia noapte e rău și aia. Sufletul lui, vecinul nostru. Și e sufletul lui odinească să-mi pașe. Nu ne vine să credem. Vine rar, dar vine. Avea o vorbă bună pentru tine. Avea, da. Avea cine reprezenta satul ăsta, așa nu mai s-aude de noi nimica. Avea viața înainte, putea să mai trăiască. Am copilărit cu el, că noi suntem aici jos, stăm. Venea pe lung, când noi la el, când el la noi. Ei au fost 4 frați, noi am fost 3. Și am fost împreună toți. Ca frații am spus. Da, ca frați. Când venea, de ce mai faci? Acum nu mai are nimeni. Mai vorbește nimeni? Aici a cântat, aici s-a născut, pe scena asta a evoluat copil fiind, mai sunt băieți care au cântat în primele trupe din care a făcut el parte, înainte de a pleca la Oțelul Roșu. Cum era începuturile ca artist? Ca orice elev care și acum păstrează tradițiile la noi, se naște cu cântecul pe buze de mic copil. Trupul neînsuflețit al artistului va fi depus în clădirea ansamblului Maria Tănase din Craiova, acolo unde a fost angajat în ultimii ani ai carierei. De comun acord cu familia, s-a hotărât ca luni 8 noiembrie trupul neînsuflețit al lui Petrică Mâțu Stoian să fie depus la instituția la care am muncit atâția ani, ansamblul folcloric Maria Tănase din Craiova. Cei care doresc să-și a rămas bun, îi așteptăm acolo. Noi vom respecta toate normele în vigoare în perioada aceasta pandemică, dar ne dorim ca el să aibă parte de un rămas bun, așa cum i-a fost și cariera de-a lungul timpului. Vă așteptăm la ansamblul folcloric Maria Tănase din Craiova. Petrică Mâțu Stoian va fi înmormântat miercuri la Craiova, acolo unde a avut grijă să-și amenajeze un mormânt în ultimii ani ai vieții.